În închiderea acestei etape cu gaz metan Mediaș, Dinamo, în schimb, ar rămâne acolo în coada clasamentului. Vedem atacul viitorului cu Lucasen primind de la Ganea. Lucasen! Gol! Kevin Lucasen dublează avantajul viitorului. Minutul 56, 4 minute catastrofale pentru Dinamo aici la Ovidiu. Gol de atacant, gol de autor extraordinarul Kevin Lucasen cu al cincilea gol personal. Părea că și-a închis unghiul, dar Lucasen reușește execuția perfectă pentru 2-0 la capătul acestui contraatac. Un contraatac facilitat de acea intervenție nefericită a lui Pulici. Pulici încearcă să-l prindă pe Lucasen și iată ce cross prinde Lucasen. E și gol de portar, indiferent cât de bine a șutat Lucasen, e un gol de evitat dacă ești un portar cu reflexe. Să apreciem și pasa foarte bună dată de George Ganea. De acum Dinamo trebuie să iasă altfel la joc, trebuie să schimbe partitura. Probleme pentru Ghiță. Ghiță a rămas întins pe gazon undeva la centrul terenului. Dinamo a primit cel puțin un gol în fiecare meci jucat în acest campionat, iar acest lucru